Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Este o emisiune care începe într-un loc cu totul și cu totul aparte, care în 1935 era, cred, un unicat mondial. Era singurul loc din lume în care cineva susținea că l-a întâlnit pe Dumnezeu. Acest cineva era un simplu cioban, Petrache Lupu, care undeva în spatele meu, în biserica pe care o vedeți în spate, la o buturugă s-a întâlnit, spune el, de trei ori cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a îndemnat de trei ori să se adreseze poporului și să aducă anumite cuvinte în învățătură. După trei ezitări, până la urmă, Petrache face acest lucru. Mulțimile se adună și în cel puțin 2 ani următor, peste 2 milioane de oameni au venit aici în pelerinaje. De aici o să mergem la Segarcea, acolo unde domeniul coroanei din perioada interbelică a fost repus pe picioare, readus la sclipirea inițială și chiar la mai mult decât atât. Este singurul din cele 12 foste domenii ale coroanei regale care a mai rămas în picioare. Iar ultimul popas va fi la Băilești, acolo unde s-a născut Amza Pelea. Poate unul dintre cei mai cunoscuți actori români și unul emblematic pentru această parte a Olteniei. Un om care, cu harul lui Dumnezeu, așa cum l-a înțeles el, a adus mai departe talentul pe care l-a primit. Ei bine, haideți să începem această excursie complicată, variată, dar sper eu, utilă. Jert! Îi mai trebuie să-i una! Este și de deschis apetitul și de închis ziua, dacă vrei să rămâi cu un gust bun. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac!